Facultatea de Științe Sociale a Universității din Craiova desfășoară în această perioadă sesiunea de admitere la programele de licență. La Facultatea de Științe Sociale continuă perioada de înscriere, este vorba de sesiunea de toamnă. Până pe data de 17 septembrie, la licență, așteptăm noi candidați, cei care au fost nehotărâți, cei care au luat sesiunea de bacalaureat din toamnă. Îi așteptăm să vină la facultatea noastră, pentru că avem 6 specializări foarte diverse, pe gustul, să zicem așa, tuturor candidaților. Și suntem convinși că cei care vor veni la Facultatea de Științe Sociale și vor urma una din specializările noastre va fi satisfăcut de ceea ce va reuși să facă după cei 3 ani de studii de licență. Sigur, avem 6 specializări. Este vorba de specializări care se încadrează în domeniul științelor umaniste, specializări care se încadrează în domeniul științelor sociale. Avem pe de o parte istoria, științele politice, relații internaționale și studii europene, de cealaltă parte avem filosofie, sociologie și asistență socială. Deci sunt specializări care se cer actualmente pe piața muncii, condițiile de admitere sunt cele care au fost și în vară, este vorba de media la bacalaureat 100%. Candidații trebuie să depună un dosar care să conțină actele solicitate de noi și pe care le regăsesc fie la vizierul facultății, fie pe site-ul Facultății de Științe Sociale din cadrul Universității din Craiova și noi îi așteptăm. Înscrierile au loc la sala 443D. Suntem acolo de la ora 9 dimineața până la ora 3 după amiaza la dispoziția celor care vor să ocupe un loc la specializările Facultății de Științe Sociale. Numai puțin de 5 specializări cu un spectru larg de posibilități de angajare în câmpul muncii sunt oferite tinerilor dornici de a păși din toamnă în mediul universitar. Eu cred că specializările noastre sunt specializări atractive. În deosebi, specializarea care merge cel mai bine în momentul de față este cea de asistență socială. Nu cred că mai este cazul să spun că avem nevoie de asistenți sociali. Piața este pregătită să absorbă acești absolvenți de asistență socială. Noi deja am făcut demersurile ca și după licență să putem avea un master în domeniul asistenței sociale, pentru că în felul acesta absolvenții noștri să fie cât mai bine pregătiți. De asemenea, celelalte specializări, deja cred că absolvenții noștri care s-au realizat și au reușit să ocupe un loc de muncă, demonstrează faptul că specializările noastre sunt căutate pe piață. În domeniul istoriei, de pildă, nu este vorba numai de profesori în învățământul preuniversitar sau de profesori în învățământul universitar în momentul în care ei absolvă ciclul de licență. Este vorba de domeniul cercetării unde pot lucra. Este vorba de posturile de muzeograf în muzeele din zonă, din Oltenia și slavă Domnului, avem suficiente muzee care au nevoie de specialiști. Putem adăuga aici arhivele unde un absolvent de istorie se poate încadra. Științele politice, cred că toată lumea acum este, cum să spun, focusată, concentrată asupra ceea ce se întâmplă în viața politică românească. Cei care absolvă specializarea științe politice pot deveni politicienii noștri de mâine. Pot deveni elita politică pe care noi tot o așteptăm să vină și să se consolideze. De asemenea, absolvenții de relații internaționale și studii europene. Este această șansă extraordinară pe care o au studenții acestei specializări de a reuși fie prin schimbul de burse Erasmus, fie prin alte modalități de a vedea ce înseamnă Uniunea Europeană și mecanismul conducerii Uniunii Europene. Este nevoie de specialiști în relații internaționale care să activeze la Bruxelles în acest domeniu. De fiecare dată când am vizitat Bruxelles-ul, de fiecare dată ni s-a spus avem nevoie de specialiști în domeniul relațiilor internaționale. Sigur, aici intră și componenta cealaltă, de cunoașterea la perfecție a unei limbi străine sau a două limbi străine.
în domeniul sociologie, cu toată admirația pentru munca pe care o fac sociologii. Ei studiază până la urmă societatea umană și mecanismele ei. Dar iată, sunt și aceste foarte frumoase chestionare sociologice care se fac periodic pentru a vedea până la urmă care este stadiul de dezvoltare al societății umane. Filosofii sunt cei care ne oferă logica, gândirea logică, gândirea critică, fără de care, cu siguranță, nu am putea să ne desfășurăm activitatea. Deci, iată spectrul specializărilor noastre, pot oferi oportunități studenților noștri, sigur, trebuie să obțină rezultate foarte bune și odată cu aceste rezultate foarte bune, să profite de orice oportunitate care apare la un moment dat. Atât locurile la buget, cât și cele la taxă se vor ocupa prin concurs de dosare.